Consiliul Local Paringea pentru ședința ordinară de astăzi, în sensul că sunt prezenți toți cei 13 consilieri locali care compun Consiliul Local Paringea. Dau cuvântul domnului președinte pentru a prelucra cărui ședinței. Și vă bună ziua, bine ați venit la ședință. Eu doar în ședința deschisă și am să dau cuvântul domnului primar. Să citească ordinea de zi. Informarea anuală privind situația instituțiilor de educație, condiții privind desfășurarea procesului de învățământ în școlile de pe raza administrativ teritorială a Comunei Paringea, pregătit pentru anul școlar 2018-2019. Punctul 2. Expunere motiv și proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic Georgeta Giurgiu Cancicov, Paringea. Punctul 3. Expunere motive și proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului proiectului de venituri și cheltuieli a Comunei Paringea pe anul 2018. Punctul 4. Expuneri de motive și proiect de hotărâri privind însușirea raportului de evaluare a unor imobile, parte din domeniul privat al Comunei, două cabinete medicale în vederea concesionării și trei apartamente în vederea închirierii. Punctul 5. Informare privind statul de funcții al Comunei Paringea, în vederea obținerea vizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București. Punctul 6. Diverse. Propun să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Nici o abținere. Ce mai un pic, domnul președinte, da. Să-mi permiteți că am trecut un pic repede așa, dar vă rog să vă exprimați opțiunea asupra procesului verbal al ședinței anterioare, în sensul că a fost la dispoziția dumneavoastră și ieri și astăzi, dacă sunteți de acord cu consemnările din procesul verbal al ședinței din luna august, ordinară. Supunător? Da. Cine este pentru? Mulțumesc, nici o abținere. Deci, trecem la punctul 1. Informare anuală privind situația instituțiilor de educație, condiții privind desfășurarea procesului de învățământ în școlile de pe raza administrativ teritorială a Comunei Paringea, pregătiri pentru anul școlar 2018-2019, prezintă domnul director Cristian Lumbrămeu. Da. În primul rând, bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc domnului primar pentru invitație. Vreau să spun că m-am făcut în fiecare an, m-am ocupat de pregătit școlile în vederea începerii unui an școlar prielnic pentru elevii noștri. Ca urmare, am avut în vedere igienizarea sălilor de curs, laboratoare și a holurilor, măsuri privind siguranța elevilor și a personalului didactic și nedidactic, preluarea manualelor școlare de la magazia Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, verificarea stării tehnice a microbuzelor școlare, aprovizionarea cu lemne și, bineînțeles, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția unităților școlare. În ceea ce privește igienizarea sălilor de curs, vreau să vă spun că au fost zugrăvite atât interior cât și exterior școala Paringea, cea din fața noastră, structura Văleni, la fel și la interior și la exterior, structura Vladnic 1, interior-exterior, și structura Vladnic 2. Celelalte școli, cum sunt Năneștiu și cu Barna, nu au necesitat zugrăveli interioare și exterioare și ca urmare au fost făcute doar lucrări de igienizare generale, spălat pe jos, bănci, etc. La structura Paringea, în speță la liceu, au fost reparate pe cât posibil băncile. De asemenea, s-a refăcut balustrada de la intrarea și ieșirea elevilor, de la scara elevilor, fiind câteva bare rupte. Acestea au fost remediate în timp util. De asemenea, vreau să vă spun că au fost aduse de la magazia Inspectoratului toate manualele școlare până la ora actuală. Mai sunt de adus, încă nu au fost trimise de către minister, matematică la clasa a doua. Dar cred că în scurt timp vor apărea și acestea.
În ceea ce privește microbuzele școlare, vreau să spun că microbuzul Opel Movano i-a fost făcută verificarea tehnică luna trecută, iar la Fiat Ducato vom avea o verificare tehnică săptămâna viitoare. Aprovizionarea cu lemne s-a făcut conform procedurilor în achiziție PSAP 160 de metri step, deci aproximativ 108 metri cub de lemne. Lemn de esență tare, uscat, mai e și verde și cu care sperăm să ne descurcăm până după 1 ianuarie. Depinde și de condițiile care sunt în timpul iernii. În rest, nu au fost probleme deosebite care să pună în pericol începerea anului școlar. Ar mai fi de realizat, și mă adresez aici și Consiliului Local, o serie de lucrări. Și anume, la școala Vlad Nicunu, clădirea de sus, o alee pentru elevi. Am un referat de la responsabilul de structură de acolo și o poartă la intrare. Și dacă se poate rezolva cu vecinul Pușcașul Ion să nu mai circule și să-și ia gunoiul de acolo. Problema veche. Problema veche, dar a rămas. Și trebuie rezolvat într-un fel. Dacă e posibil. Așa. De asemenea, ar mai fi necesar la structura Vlad Nicunu 10 calculatoare, deoarece predarea disciplinelor de informatică a început de la clasa 5 și este obligatorie. Nu mai este printr-un modul opțional. Calculatoarele care le avem sunt foarte, foarte vechi și ca urmare pot să îngreuneze facilitarea cunoștințelor pentru elevi, ceea ce privește domeniul informatic. La structura Parincea, liceu, parchetul, care noi nu am reușit să-l înlocuim în 6 săli de clasă, este deteriorat și acesta fiind foarte vechi. Și în aceste clase am dorit să punem parchet nou, tot cu ajutorul dumneavoastră, dacă ne puteți sprijini. Băncile sunt vechi. Am reparat o parte din ele, dar o parte nu pot fi reparate, având o structură veche, dacă știți, cu pupitrul acela, și deci ar trebui construit un alt pupitru. Ca urmare, în jur de 25 de plânci duble, ar trebui noi. Dar eu, de fapt, am trimis o adresă. O problemă deosebită se ridică la acoperișul Centrului Documentare și Informare, care, deși este relativ nou, să știți că plouă în urmă. Cât sunt are în cazul locului? 10 ani? Nu, dar e tablă, nu? E tablă, dar ce se întâmplă? Nu a fost așezată cum trebuie. Și s-o spart? Nu e spartă. S-a încheiat? Când încheiat, probabil că... Asta trebuie constatat. 10 ani? Care are 18 ani. Are mai mult. 18. Din 2000. Din 2000. Din 2000. Care 18. 2000 pe recepte. E mult? Mult. Sau puțin? Nu știu, eu am... E suficient. Eu i-am asigurat, acum 3 ani, am vopsit-o. Da. Așa, dar nu mai are rost să vopsesc pentru că plouă. Pentru ce să vopsesc o clădire care... Oricum. Deci la secretariat mă refer care de la... Și din cauza ploii s-a dus și instalația electrică. Ori noi la școală nu avem un electrician autorizat care să-l putem să-l îndrepte această problemă, curentul electric. Trebuie un electrician autorizat și să vedem cum face. De asemenea, la grădinița Parincea, doamna educatoare Vracio Elena ar dori în curtea grădiniții, un tobogan, un balansoar și o groapă de nisip specifice pentru vârsta de 2-6 ani, pentru copiii de acolo. Probabil că din material plastic sau din altceva, să nu fie
dur. Copiii mici trebuie să joace în condiții corespunzătoare vârstei lor. Ce vreau să vă spun? Cam atât. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă cineva avea întrebări, se adresează domnul director, consilier. Aș face eu. Da. Am apreciat efortul pe care domnul director al liceului l-a făcut pe toată perioada și anului trecut școlar și perioada de vacanță, că a reușit să creeze toate condițiile ca procesul de învățământ să desfășoare în bune condiții și sperăm că rezultatele vor fi la fel de bune precum au fost sau probabil cu mult spre dezvoltarea continuă a învățământului în școala noastră. Conform acestor aprecieri, eu spun că trebuie remarcat prezența permanentă în toate activitățile care vin să încununeze partea educațională a Comunei Parice. Eu îi doresc putere de muncă, în primul rând, și o activitate cât mai fructuoasă în continuare. Aș avea și eu, domnul director, cât va fi necesar la Lembi? A spus că ați achiziționat 108.000. Da, dar eu sper să-mi ajungă până în funcție de cumestia. Da. Și dar în anii anterior, cam cât a trecut? Deci, trei tiruri din acele. Deci, dacă acum avem 160 de metri ster, mai trebuie multe 80 de metri ster ca să închei iarna bine. Sunt școli care consumă mai mult, școli care consumă mai puțin. Deci? Dar, da. Deci, un 80 de metri ster vrând să-i luăm din bugetul pe anul viitor. Întotdeauna așa am luat. Și nu puteți să luați de la noi, de la primărie? Din câte am înțeles eu, primăria nu poate acoperi necesarul de lemne. Cum e, am o adresă scrisă. Domnule, cum e? Putem să îi acoperim pentru... Câți merg cursuri? 80. 80. După nu. Nu. Total. Da. Nu. Acum lăsăm, că o achiziționat. Păi total 140 de metri ster. 240 de metri ster pe an. Ster. Vine cubii. Eu am zis cu 0,68. Cât este? Cât merg cu vezi? Păi odată la 160 avem 108 metri cub, deci jumătate din 108 metri cub. 54. Da. 160 de metri cub. Da. 160 de metri. Au luat 160. Mai esență tare, nu? Absolut. Deci, locul verde, mai ales la centrul, nu are rost. Dacă propunem următoarea variantă. Da. Exploatăm anul ăsta, îl punem la uscat și uităm anul următor. Uscat. Uscat. De esență tare. O să fie și... În amestec. O să fie, în amestec, dar nu mai dăm și așa. În amestec. Deci, cum ați primit până acum? Deci, în păpurii noi, ce avem, de-a vreau și eu să vă spun ceva. Într-un an am primit lemne și, de față, și sunt și colegi de ai mei. Plopul verde n-am putut face. E și domn primar, dragi, vă dat. Aici, spuneți, cu cât plătiți dumneavoastră metru cub? Dilema momentului de față. Cu transport. În jur de 420. 420, când îl luați la primărie, cu câtă luați? Nu mai știu. Noi la jucăștate, aproape. Cu jumătate. Cu tot cu transport. Noi vă dăm cu 200 și să zicem ceva. Pentru jumătate. Da, aici cu tot cu TVA. Cu tot. Deci și-am luat. Cu tot cu transport. Da, bun, dar eu am primit o adresă, fiindcă nu aveți. Nu, deci ați repozat că nu-ți le-am limonit, domnul director. Domnul Vici, spune să-i asta. Da, cu esența. Era vorba de esență, să nu ai mai luat flamă de reglament. Cât? Nu aveam numai plop cu tei. Dar de când marca în deci, pădurea mare, ce se termină cu asta? Stai să vă spun, plopul și tei oricât ar fi de ieftin.
Vreau să mă gândesc sau pot primi. Doamna director, nu suntem flop. Normal. Deci în propria primăriei nu avem, nu avem. Deci avem majoritatea, este esență tare. Fac și cartă. Esență tare. Dar eu zic ce mi s-a adus. Domnule, spune-mi un lucru tot. Eu și ai zis asta și regăsit. Răchita ai luat din altă parte. Nu am luat din eu nu am urmărit nimeni din estimat. Așa, deci acolo avem proporții de 60% punem în lemn esență tare, 40% esență mare. Dar să știți că esența mare care avem noi în păduri, nouă nu ne marchează decât lemn uscat. Da. Deci la momentul de față, deci noi avem posibilitatea să vădăm, dacă vreți, 50 de metri cubi. Deci la momentul... Deci avem 30 de metri cubi în curte aici, care este propte uscat de anul trecut. Și când l-am adus, era tot uscat. Și la preț, și la preț... Vreau și fac. Da, dăm și fac, dăm și fac. Deci la fac avem 50 de metri cubi, marcați. Da. Fac și carbon uscat. Da, foarte bine. Deci începând cu 1 ianuarie, acum am luat, apelez la dumneavoastră pentru... Da, da, pentru ca să nu mai achiziționați necesarul care vă trebuie pentru la anul, noi putem să... Deci de la primărie luați lemnul cu prețul de acolo silnic. Da, asta e tot altceva, bineînțeles. Deci nu putem să-l dăm sub prețul colțului. Nici mai mult. Eu aș Eu aș 60 mai bine. Mai negociem un pic. Deci 60 aș mai avea nevoie, nu? Da. Dar asta putem să asigurăm noi de muscat. Nu am zis că 60 aș mai avea. Ați dat 180? 80 de... 80, domnule. Step sau cum? Step. 80 de metri step, da? Da. 20 de remorci. Da. Nu 20, 15 remorci. Lemnul deci, lemnul care este verde, depozităm în curtea primăriei ca să-l folosim la anul. Da? Și ce este de la cuiva? Domnul primar, deci lemnul nu-l pot primi în octombrie, noiembrie, la școli verde, fiindcă altfel închid de șoală. Nu ne marchează lemnul verde nou. Dar noi luăm la primărie, îl lăsăm să ofrești. Noi venim, deci o curul silnic, vine specialist, nu marchează decât lemn uscat. Bun, așteptam să facem un schimb de adrese. Vietrizare. Deci numai cu pace bolnav, uscat jumătate, aia se marchează. Da, e când așa arată, cu tângărăm, acolo, la potic, mijloc. Deci cu locul de joacă, pe plac de liniță, la parte ce solicită doamna educătoare, noi în curtea căminului vecin cu grădinița, facem un parc de joacă pentru toți copiii. Specificarea clar, mă scuzați că vă întrerup, doamna educatoare vrea specific vârstii copiii, sunt foarte mici. Deci dacă este prea înalt sau alunecă, e o problemă. În parcul acela care este destinat tuturor, acolo răspund părinții. Vorbim exact de curtea școlii. Da, domnule, sunt de achiziționat ceva ce a spus noastră din plastic. Din plastic, pentru copii de 2 ani, căsuții mici, tot de anii la automat de metri, o să duci. Nu sunt extraordinar de scumpi. Se poate, deci nici nisip acolo. Da, nisip obligator. Nisip obligator. Nisip nu e o problemă. Da. Mai are cineva să-l mai vede, domnule, tu ceva? Ați început? Achiziția care o propunem pe hotărâre, mai e posibil în bugetul de anul acesta sau știi prevederi bugetare pentru 2019? Nu, solicit bani, solicit bani, de noi. Nu mă adresam dacă o făcea. Da. Dar e o problemă, obiectiv de inventar, noi nu avem voie să luăm. Da. E de față și domnul contabil aici care știe. Da. Deci obiectivele de inventar sunt luate numai din finanțarea complementară. Noi din bugetul standard de per elev avem salarii de bază și bunuri și servicii de altă natură decât obiectivul de inventar. Nu, cam atât de dată. Atunci, da, îi mulțumim domnul director, dacă vrea să mai participe la ședință în continuare, vă rămâneți... Sunt poftit. Rămâneți la noi. Trecem la... Trecem la punctul 2. Dar nu m-am pe văzut, când dați voie să mă retrag. Da, am spus, Am zis. Mulțumim. Materialul s-a lăsat și... Am trimis. Da.
Trecem la punctul 2 pe ordine de zi, expunere de motive și proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Georgeta Giurgiu Canciucov, Parincea. Propuneri. Propuneri, cine... Vă propunem. În discuțiile anterioare, am înțeles că șefii de structură au făcut o parte de obun din Consiliul de Administrație a Școlii. Nu fac parte. Deci eu propun ca din structurile, din reprezentanții Consiliului Local, la Consiliul Școlar, să facă parte, unul, Școala de Buget, sunt persoana doamnei Dobraneș, să pricepe la finanțe, la contabilitate. E același sistem, bugetat și acolo și acolo. Pentru că sunt și acolo destul de documente, hârtii, recepții, achiziții, ca ce făcute. Ca să nu se supere lumea că își fac propuneri numai din partea celor de la putere, o să propun pe domnul Vasălache din partea opoziției. Da, eu renunț domnul Biblie și o propun pe doamna Tupă. Eu am propus. Da. Și rămân, da. Și atunci eu propun pe doamna Cucu. Da, Cucu. Dar nu mă refac, nu. Pentru că doamna Cucu e în comisii, e acolo. Am înțeles că s-a întâmplat ceva, s-au propus de la școală înainte de a vorbi și cu, și cu ei și nu-i părere. Deci... Nu este da. Cadrul didactic cu doamna Cucu. Ați văzut ce eu făcut. Eu eliminat și motiv că ieri erau. Și le-au eliminat de acolo. Și acum, na, lasă la tine, reprezint doamna Cucu școală. Deci propunerea mea este doamna Cucu. E partea... De doamna Cucu cu doamna... Da. Haideți, cine este pentru? Doamna... Doamna Dobrancea, de ea o cine este pentru? Toți, da? Mulțumesc. Pentru doamna Cucu. Cine este? Toți. Mulțumesc. Deci, astea sunt desemnări. Da, da. Trecem la punctul 3. Punctul 3 spune de motive și proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului în propriu de venituri și cheltuirea Comunei Parincea pe anul 2018, prezintă domnul contabil Grecu Vasile. Bună ziua! Cercăm o rectificare. De data aceasta, am confruntat cu prevederile articolului 27 din ordonanța de urgență a Guvernului 78, de anul acesta, ni se comunică influențele la sumele de favoare din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumele alocate din conta din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Rectificarea privește următorii indicatori bugetari. În partea de venituri, avem locuitorul. Cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cot 040204, suma de 4.000 lei. Și la capitolul cote de facade din impozitul de venit, cot 040201, avem suma de 10.000 lei. Total 14.000 lei rectificare la venit. La partea de cheltuieli, veniturile totale cresc cu 14.000 lei pentru capitolul cultură, referire și religie, și anume cămine culturale, la bunul și servicii, pentru reparație curentă la cămine culturale, și anume amenajarea unui grup sanitar la Căminul Cultural din Parigea. Totodată cu aceasta, propun și actualizarea planului de achiziții vis-a-vis de rectificările transmise. Ca să de cele spuse, aștept în partea dumneavoastră, dacă aveți nevoie de anumite precizări. Pe banii care ne-au venit acum, 14.000 de lei, îmi precis ca să-i punem la Căminul Cultural, ca să facem un grup sanitar la Parigea. Eu vedeți că acolo să fac activități, fac nunți, avem în 1 decembrie avem centenarul și trebuie să ne este necesar și un grup sanitar. Acum hotărâți dumneavoastră. Dacă cineva vrea să pună întrebări, deci vreau să vă spun că nu o să cheltuim toți banii ăștia pentru grupul sanitar. Dar i-am pus pe toți acolo ca să... Ei oricum rămân și... E grup sanitar plus forță. Plus forță, da. N-ai cum, eu cam dat. Ei, trebuie alimentare de apă, da, mai mult. Eu cred că nu o să cheltui toți banii.
Noi îi facem cu forțe proprii, cu angajații primăriei, nu luăm firmă, nu contractăm nimic. Nu mai cumpărăm materialele noi. Da. Păi avem, dăgeam, câteva și... Dacă canalizarea cum ajunge până acolo? Când e șosea? Nu, poți. La șosea. La șosea? Nu, că vine acum ce plec greu. Acum, mergem așa. Da. Îmi permiteți? Da, am studiat toate documentele anexe, documentul de hotărâre, referatul, raportul de specialitate, expunerea de motive. Ceea ce se solicită și faptul că s-au fost repartizați pentru cultură, pentru bunuri și servicii și este de strictă necesitate, este bine gândit și spor la treabă. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc. Nici o acțiune. Trecem la punctul 4. La punctul 4. Expunere de motive și proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a unui imobil parte din domeniul privat al comunei, două cabinete medicale în vederea concesionării și trei apartamente în vederea închirierii. Deci știți că și cabinetele medicale și apartamente, deci ele sunt. Dar la momentul în față am făcut o evaluare să vedem chiria. Și rămâne ca să stabilim. Ați văzut raportul de evaluare? Cum considerați dumneavoastră? Dacă vrea cineva să ia cuvânt. Vreți cineva să întrebi ceva? Nu, atunci comisia, numărul 1. Doamna Dobrariuș. Comisia. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Un avor. Cine este pentru? Mulțumesc. Am luat decizia pentru că la un apartament se plătea 20 de chiria pe lună. Era o sumă foarte, foarte mică și de asta, la evaluare, o ieșit un pic mai mult, da. Am o sumă de la Dandă, 200 de lei? Da. De la cabinetul medical va crește? Cu cum sumă? Va mai crește, cred că puțin. Puțin. Da. Și îți dă pastirii verzi. Ceea ce la punctul 5 atunci. Da. Deci aici este ca informare. Da, este informare. Organizare de statul de funcție, acum în Parice, o pentru obținerea vizului național de la Agenția Naționalului Public. Asta nu este proiectul. Asta nu este proiectul hotărârii, numai este informare.